De ce a rămas această tânără prusacă în memoria poporului rus, care a îndrăgit-o și a așezat-o alături de Petru cel Mare, și care au fost cele mai importante măsuri luate în timpul îndelungatei sale domnii? Haideți să vedem! În timpul domniei sale, Imperiul Rus a câștigat 520.000 de kilometri pătrați prin adăugarea teritoriilor din nordul Mării Negre, peninsulei Crimea, Caucazul de Nord, malul drept ucrainean, Belarusul, Lituania, Ducatul Curlandei și a unor teritorii din Alaska. Ecaterina a II-a a fost o femeie care a intrigat societatea rusă cu un comportament ferm, autoritar, știa să impună respect. În situații de război se prezenta în fața trupelor în uniformă militară, călare asemeni unui împărat, ca Petru cel Mare, pentru care avea un adevărat cult. S-a bazat în politica externă pe doi diplomați fideli, Nichita Panin din 1763 până în 1781, care a și sprijinit-o în demersul de răsturnare a țarului Petru al III-lea, și trebuie menționat faptul că și acesta făcea parte din francmasonerie, și pe Ivan Osterman. În plan extern, se implică în numirea succesorului regelui polonez August al III-lea, care decedase în 1763, și reușește să îl impună pe fostul său iubit, Stanislav Augustus Poniatowski, care va deveni rege al Poloniei în 1764. În timpul domniei sale au avut loc mai multe războaie. Între 1769-1774, războiul ruso-turc, care a debutat cu invadarea Moldovei, cucerirea Iașului, apoi a orașului București din Țara Românească și alungarea otomanilor dincolo de Dunăre. Dar cea mai spectaculoasă operațiune a fost confruntarea dintre flota rusească, aflată sub conducerea contelui Alexei Grigorievici Orlov, fratele lui Grigore Orlov, care obține o victorie zdrobitoare împotriva navelor turcești într-o demonstrație fără precedent pentru marina imperială rusă, care ajunge pentru prima dată în Marea Mediterană. Au loc cele trei împărțiri ale Poloniei. Prima în 1775 între Rusia, Prusia și Austria, Rusiei revenindu-i teritoriul Belarusului de astăzi, numit în acea vreme Rusia Albă, și Livonia. Urmează apoi cea din 1792 între Prusia și Rusia, când aceasta obține întreg teritoriul ucrainean, cu excepția Volâniei, și ultima în 1795, care are loc între Prusia, Austria și Rusia, în urma căreia rușii iau teritoriul lituanian, ștergând astfel de pe hartă comunitatea polono-lituaniană. Rusia dobândise peste 450.000 de kilometri pătrați și 3 milioane de locuitori în urma acestei împărțiri. Regele polonez Stanislav Augustus Poniatowski, care era de fapt supusul împărătesei, se retrage unde altundeva decât la Sankt Petersburg, unde va muri 3 ani mai târziu. Între 1787-1792 are loc un război cu Imperiul Otoman, în timp ce armata rusă era prinsă într-o confruntare și cu Suedia. A fost a doua mare victorie a armatei ruse împotriva celei otomane. Războiul s-a încheiat cu tratatul de la Iași din ianuarie 1792, prin care Imperiul Otoman a recunoscut în mod oficial anexarea Hanatului Crimeei de către Imperiul Rus, care se produsese de fapt din 1774, și a regiunii Iedivan, un teritoriu aflat în sudul Ucrainei de astăzi. În 1796 pornește un război împotriva Persiei, care invadase Georgia, aflată sub protectorat rusesc. Armata rusă, condusă de contele Valerian Zubov, cucerește teritoriul Azerbaidjanului de astăzi și amenința Iranul, dar aceasta a fost oprită de succesorul său, Pavel I. Ecaterina a II-a dorea să facă din Rusia un mediator important în relațiile internaționale, mai ales între statele aflate în conflict.
s-a implicat în războiul de succesiune bavarez dintre Prusia și Austria din 1778-1779. Înființează o ligă a neutralității armate, care a acționat între 1780-1783 cu scopul de a proteja navele neutre împotriva politicii de război a Marinei Regale Britanice. Încearcă să stabilească legături comerciale cu Japonia, care se afla încă în perioada șogunatului Tokugawa, dar negocierile eșuează. În 1766 semnează totuși un tratat comercial cu Imperiul Britanic. Visul Ecaterinei era de a-i alunga pe turci înapoi în Asia Mică și de a-și întinde sfera de influență până la Marea Mediterană, să înființeze un nou imperiu bizantin cu capitala la Constantinopol, unde l-ar fi instalat pe nepotul său Constantin, unul din fiii țareviciului Pavel, iar pentru principatele române, din care ar fi format un regat al Daciei, îl avea în vedere pe favoritul său, Grigori Potemkin. Acest proiect ar fi schimbat fața Europei, întrucât Bosnia, Serbia și Albania ar fi intrat în componența Imperiului Habsburgic, în timp ce Republica Venețiană ar fi dobândit Creta, Cipru și Morea. Lupta dusă de împărăteasa Ecaterina a II-a împotriva turcilor a avut un impact major și asupra principatelor române. Confruntarea dintre cele două mari puteri s-a desfășurat în mare parte pe teritoriul lor și mulți dintre boierii locali strânseseră adevărate armate cu care au venit în sprijinul armatei ruse. În timpul războiului ruso-turc din 1769-1774, domnii Constantin Mavrocordat din Moldova și Grigore Ghica din Muntenia s-au predat de bună voie în mâinile armatei ruse și făceau demersuri pe lângă împărăteasă pentru a alipi principatele la Marele Imperiu sau măcar de a le lua sub protectoratul său, recuperând însă pentru Moldova Cetatea Albă și Chilia. Din călătoriile făcute la curtea imperială de la Sankt Petersburg, au rămas însemnările călugărului Benedict de la mănăstirea Moldovița, care descrie cum s-a întâlnit cu fiul lui Dimitrie Cantemir, grădinile palatului, interiorul cu decorațiunile somptuoase. Acest jurnal de călătorie a fost publicat de Mihail Cogălnicianu în Arhiva Românească. Odată cu armata rusă, a pătruns în principate influența franceză și francmasoneria, care la acea vreme era însuflețită de idealurile revoluționare care vor declanșa marile mișcări ale secolului XIX. Liberté, égalité, fraternité. În timpul acesta se bat și monede în capitala Moldovei la Iași. Pe una dintre ele erau inscripționate cuvintele: nu mă tem de cei de sus și nu disprețuiesc pe cei de jos. Din păcate pentru Moldova, la sfârșitul războiului în 1775, pierde partea de nord, Bucovina, în favoarea Imperiului Habsburgic. În al doilea război ruso-turc, poziția principatelor față de Imperiul Rus a fost diferită. Domnul Moldovei, Manole Gianni Ruset, pus de sultan în 1788 pentru a forma o alianță cu Nicolae Mavrogheni din Țara Românească, împotriva Habsburgilor și rușilor, participă la câteva lupte alături de turci, apoi trece de partea rușilor și rămâne în Imperiul Rus, pe cheltuiala acestuia, și trăiește în localitatea Herson din sudul Ucrainei de astăzi, până când își va găsi sfârșitul acolo. Nicolae Mavrogheni, tot domn fanariot numit de înalta poartă, ia măsuri energice pentru a face față confruntărilor cu armatele austro-ruse. Îl arestează pe Ivan Ivanovici Severin, consulul rus în Țara Românească, întărește zidurile hanurilor și mănăstirilor, sapă șanțuri de apărare, strânge o armată de câteva mii de oameni, o echipează cu tunuri, solicită sprijin turcilor pentru a apăra granițele cu Transilvania și Moldova și duce curajos câteva bătălii, dar dându-și seama de inegalitatea de forțe, fuge împreună cu o mică armată formată din 1000 de luptători credincioși.
este prins de oamenii sultanului într-un sat din Bulgaria și decapitat. În timpul războiului, armata rusă, aflată sub comanda lui Grigori Potemkin, a staționat în Moldova. Acesta avea o tipografie ambulantă și scoate la Iași primul ziar în limbile română și franceză, intitulat Courier de Moldavie, scris cu litere chirilice, pentru a face propagandă în favoarea Imperiului Rus printre boierii moldoveni. Cam acestea au fost câteva aspecte privind interferența politicii împărătesei Ecaterina a II-a cu principatele române. După cum știm, la sfârșitul războiului se încheie pacea de la Iași din 1792 și țările române rămân în aceeași situație care a dat naștere mult uzitatei sintagme, la confluența marilor puteri. Formată în spiritul culturii franceze, Ecaterina a II-a aderă la ideile iluministe care schimbau perspectiva asupra guvernării și raporturilor dintre suveran, clasa conducătoare, stat și supuși. Suveranul trebuie să devină din stăpânul statului un servitor al lui, cu rol de administrator și reformator. Puternic influențată de ideile lui Montesquieu, exprimate în Spiritul Legilor, apărut în 1748, un tratat de filozofie politică în care acesta emite teoria separării puterilor în stat ca principiu fundamental pentru garantarea libertății individului, sfârșitul sclaviei și principiile după care funcționează cele trei forme de guvernare, republica, monarhia și despotismul, Ecaterina începe să scrie Nacazul, un ghid care să fie folosit la elaborarea unui nou cod juridic rusesc, cel existent în acel moment fiind de pe vremea tatălui lui Petru cel Mare. Scrie la aceste instrucțiuni timp de 2 ani, între 1765-1767, câteva ore în fiecare zi. Lucrarea finală cuprindea 526 de articole împărțite în 20 de capitole și a fost scrisă în franceză și tradusă ulterior de ea însăși în limba rusă. Mare parte a acesteia s-a bazat pe adaptarea multor articole din lucrarea lui Montesquieu, lucru pe care îl recunoaște într-o scrisoare către împăratul Frederic al II-lea, în care se scuză folosind ca argument interesul major al poporului rus, al Rusiei, o țară mare formată din mai multe entități naționale pentru care era nevoie de legi ferme care să fie aplicate în mod unitar. Ecaterina a II-a nu a fost singura inspirată de lucrarea lui Montesquieu. Spiritul legilor a servit ca model și părinților fondatori ai Constituției Statelor Unite. Era de asemenea împotriva pedepsei cu moartea și împotriva torturii. Ideile iluministe ale împărătesei, care considera că și cea mai umilă făptură umană are dreptul la demnitate, intrau în contradicție cu atitudinea nobilimii ruse în ceea ce privește cea mai năpăstuită pătură socială a epocii, și anume iobagii. Milioanele de șerbi nu erau altceva decât o marfă care putea fi vândută sau schimbată. Asupra acestora, stăpânii aveau drept de viață și de moarte. Evident că împărăteasa era conștientă de faptul că va întâmpina o opoziție masivă din partea nobilimii ruse și încearcă să îi menajeze totuși orgoliul, menționând faptul că unii oameni sunt meniți să conducă, iar alții să se supună. A găsit totuși câteva posibilități pentru eliberarea iobagilor, fixând o limită de 6 ani în care o persoană putea fi ținută în această condiție și faptul că se putea răscumpăra contra unei sume de bani. Prezentată nobilimii, culegerea Ecaterinei a II-a a stârnit o mare agitație în rândul acesteia. Textul a fost modificat. S-au exclus toate articolele care acordau o mai mare libertate iobagilor sau care eliminau din privilegiile clasei conducătoare, astfel că, în final, nu s-a schimbat mare lucru din punct de vedere social. Ecaterina nota cu amărăciune:
m-am adaptat la clipa prezentă, fără să închid definitiv ușa unui viitor mai luminos. Până la acel moment vor mai trece aproape 100 de ani, până când Rusia îl va avea ca împărat pe Alexandru al II-lea, strănepotul său. De altfel, nobilimea rusă nu făcea notă discordantă față de clasele conducătoare ale Europei. Dacă ne gândim că cele 2000 de exemplare ale nacazului trimise de împărăteasă cadou regelui Franței Ludovic al XV-lea au fost oprite la graniță și restituite acesteia. Ei bine, această lucrare a fost tipărită în Moldova, în limba română, la Iași, în anul 1773. În contextul situației grele, în care se zbătea țărănimea care era servită total proprietarilor de pământ, asupra căreia se puseseră impozite și taxe foarte mari și căreia îi se limitase dreptul de a depune petiții directe către împărăteasă, în timpul domniei Ecaterinei a II-a au avut loc câteva zeci de revolte. Lângă țărănime s-au alăturat și cazacii dintre Volga și Ural. Cea mai importantă a fost rebeliunea condusă de cazacul Emilian Pugacev, care a reușit să atragă de partea sa țărani, o parte a clerului și chiar unele forțe ale armatei imperiale. Acesta a promis libertate iobagilor, pământ țăranilor, se erija într-un eliberator spunând că este Petru al III-lea, moștenitorul tronului pe care l-a uzurpat soția sa Ecaterina. Își formează o armată și o curte după modelul celei de la Sankt Petersburg, conduse de Ecaterina a II-a. Obține câteva victorii împotriva armatei imperiale, dar împărăteasa îl trimite pe câmpul de luptă pe credinciosul general Panin, care acționează energic, îi înfrânge pe rebeli, îl capturează pe Pugacev, care va fi decapitat la Moscova în 1775. Din punct de vedere economic, Rusia rămâne și pe timpul domniei Ecaterinei a II-a cu mult în urma statelor din vestul Europei. Teama nobilimii ruse de a nu-și pierde privilegiile reprezenta un factor de blocare a oricărei măsuri pentru încurajarea antreprenoriatului și, cu toată viziunea sa progresistă, împărăteasa nu putea să lovească în interesele acestei nobilimi care o susținea în fruntea Rusiei. Reușește totuși să facă o evaluare a nevoilor de bani lichizi pentru cheltuielile curente ale statului și să construiască primul buget de stat. Emite prima hârtie monedă în 1768, deschide mai multe sucursale bancare în orașele mari, introduce în piață rubla pe hârtie, care circula în paralel cu cea de argint, încercând să retragă de pe piață monedele de cupru care se devalorizaseră din cauza unei politici economice defectuoase. Este preocupată de sistemul sanitar rus și îl aduce la Sankt Petersburg în 1768 pe medicul englez Thomas Dimmesdale pentru a o vaccina împotriva variolei. Împreună cu ea se vaccinează și țareviciul Pavel I, plus 140 de membri ai curții. Vaccinul a fost un succes și medicul englez a fost răsplătit cu titlul de baron al Imperiului Rus și o sumă generoasă în lire sterline. În 1763 fondează un centru pentru copii orfani, o școală de moașe și un institut pentru educarea fiicelor de nobili. De altfel, Ecaterina este o susținătoare constantă a femeilor, mai ales în domeniul artelor. Reduce taxele vamale pentru a încuraja comerțul și exportă resurse naturale, în special cereale, de așa manieră încât produce o mare lipsă pe piața internă, aruncând Rusia în pragul foametei. Pentru a stimula agricultura, încurajează migrația etnicilor germani pe pământurile fertile aflate de-a lungul râului Volga, oferindu-le scutirea de la serviciul militar și garanția privind păstrarea tradițiilor și a limbii germane. Aceștia au adus cu ei tehnici inovative privind
stimularea producției de grâu, măcinarea acestuia, cultura tutunului și creșterea animalelor. Viața la curtea Ecaterinei a II-a se desfășura după modelul marilor curți din Europa, în special cea a Franței. În 1763, Ecaterina dă un ucaz prin care acordă mari privilegii străinilor care se vor stabili în Rusia. Aceștia vor aduce cu ei moda europeană și limba franceză. La curtea împărătesei se formează un teatru și Ecaterina obligă toți demnitarii curții să asiste la reprezentații. Pe lângă piesele clasice ale dramaturgilor Corneille, Racine, Shakespeare, Ecaterina scrie ea însăși piese de teatru inspirate din istoria veche a Rusiei. Este interesată de presă, patronează o revistă și sprijină apariția și dezvoltarea altor publicații politice sau istorice. Pasionată de toate formele de artă, achiziționează cu ajutorul ambasadorilor de la Roma, Paris și Londra mai multe colecții de pictură foarte valoroase în epocă, cu lucrări ale lui Rafael, Rembrandt sau Tizian. Pune bazele muzeului Ermitaj în 1764, când cumpără o colecție mare de picturi de la un comerciant berlinez. Înființează prima grădină englezească din Rusia la Tsarskoe Selo în 1770, despre care îi scria lui Voltaire în 1772. Angajează un arhitect italian pentru a construi un palat chinezesc la Oranienbaum și unul britanic pentru a construi un sat chinezesc la Tsarskoe Selo. Sub patronajul ei se înființează Societatea Economică Liberă pentru Încurajarea Agriculturii, care primește fonduri pentru a strânge o bibliotecă și a-și construi un sediu în piața palatului. Tot ea propune desfășurarea unui concurs de eseuri cu tema ce este mai benefic pentru societate, ca țăranul să aibă drept proprietate pământul sau numai proprietăți mobile și cât de mult ar trebui extins dreptul de proprietate. Și ne dăm seama de aprecierea de care se bucura împărăteasa pe plan internațional, întrucât la concurs au fost înscrise 160 de eseuri, din care doar 5 erau în limba rusă. Chiar și marele Voltaire a trimis un material. De altfel, între cei doi a existat o corespondență asiduă timp de 15 ani, Ecaterina a II-a încercând să-l convingă să vină în Rusia. I-a publicat cărțile și i-a cumpărat biblioteca pentru Biblioteca Națională a Rusiei după moartea acestuia. Dacă nu a reușit cu Voltaire, a avut succes cu Diderot. Acesta intrase în mari probleme financiare, întrucât era interzis de Biserica Catolică și de guvernul francez, nu mai era publicat și salvarea i-a venit de la Ecaterina a II-a, care îi plătește o sumă uriașă pentru a-i deveni bibliotecar. Acest lucru se întâmpla în 1766. Ulterior, Diderot vine la Sankt Petersburg în 1773, unde rămâne până în anul următor, dar împărăteasa îl susține până la moartea acestuia în 1784 și face demersuri pentru a-i achiziționa biblioteca pe care o aduce la Biblioteca Națională a Rusiei. Ecaterina a II-a era o femeie instruită. A fost asemănată cu Petru cel Mare din punct de vedere al energiei. Amândoi se trezeau foarte devreme și munceau foarte mult. Aveau o curiozitate despre cum funcționează lucrurile, societatea, o dorință mare de a schimba societatea rusă. Pe lângă aceste lucruri, împărăteasa avea o foame de cunoaștere care o împingea la cele mai diverse lecturi, cărți despre economie, teatru, romane, memorii, pamflete, lucrări de sociologie, filozofie și politică. Era interesată și de pictură și credea că accesul la educație poate fi salvator pentru poporul rus. Îl aduce pe reverendul Dumaresc, un pionier al educației în Imperiul Britanic, și împreună cu consilierul său Ivan Betskoi, concep un sistem de educație unitar pentru tinerii ruși
cu vârsta cuprinsă între 5 și 18 ani. Nu a avut amploarea pe care o dorea împărăteasa. Orășenii și nobilii au preferat în continuare instituțiile private. Totuși, au fost înființate câteva sute de școli și școlarizați în acest regim de stat peste 30.000 de copii. În relațiile cu Biserica Ortodoxă Rusă, nu a fost foarte permisivă. Elimină religia din educația academică a tinerilor, pune biserica sub autoritatea statului, desființează câteva sute de mănăstiri și trece în proprietatea statului pământurile și bunurile acestora. Ecaterina a II-a moare la 17 noiembrie 1796, în timp ce făcea baie, din cauza unui accident vascular cerebral. Avea 67 de ani. Sofia Augusta Frederica von Anhalt-Zerbst, tânăra prusacă devenită împărăteasa a Rusiei sub numele de Ecaterina a II-a, a fost numită de poporul rus cea mare, singura femeie din istorie care poartă acest supranume. Este mult, este puțin, noi nu avem căderea de a o judeca. Cele mai elocvente cuvinte mi se par cele conținute de epitaful ei, și anume: aici odihnește Ecaterina a II-a. Ea a venit în Rusia în anul 1744 pentru a se căsători cu Petru al III-lea. La vârsta de 14 ani, Ecaterina a luat trei decizii grele: aceea de a-l mulțumi pe soțul său, pe împărăteasa Elisabeta și pe poporul rus. 18 ani de singurătate și de plictis au determinat-o să citească multe cărți. După ce a urcat pe tronul Rusiei, ea a făcut totul pentru a le oferi supușilor săi fericire, libertate și prosperitate. Ecaterina cea Mare ierta cu ușurință și nu ura pe nimeni. A fost o persoană miloasă și a iubit viața. În politicile sale a fost o republicană adevărată. A avut mulți prieteni. Ecaterina cea Mare a iubit munca și a iubit deopotrivă oamenii și artele. Atât pentru astăzi, dragii mei. Nu este nici pe departe cel mai complet material despre acest subiect. Am încercat să pun față în față educația și formarea tinerei prusace cu realitățile vieții și a unei societăți controlate de interese de clasă. Au trecut de atunci peste 200 de ani. Ce s-a schimbat oare? Vă mulțumesc fiindcă mă urmăriți. Vă mulțumesc fiindcă v-ați abonat la acest canal. Vă aștept cu păreri și comentarii și până data viitoare, nu uitați că vă pup, vă iubesc și vă doresc o viață frumoasă.